Sport Club Bacău a întâlnit în Ungaria un adversar redutabil din prima ligă. Pentru jocul contra Pistolarilor, Honded Budapesta a beneficiat și de aportul unor jucători reveniți după accidentări. Am întâlnit un adversar de calibru, da, cu, să zic așa, cu un lot destul de valoros, cu foarte mulți stranieri. O echipă, zic eu, foarte solidă și omogenă. Fără teamă de adversar, băcăoanii au început tare partida pe sinteticul din Budapesta cu un șut din marginea careului mare. Honved Budapesta a încercat și aparta apărată de Petrariu cu o lovitură de cap. Băcăoanii au revenit pe atac și au creat o nouă situație bună de a înscrie la mijlocul primei părți. În minutul 41, gazdele au reușit deschiderea scorului. Proser a trimis perfect din marginea careului și pauza a venit la 1-0. Și la reluare, Pistolarii au arătat poftă de joc, dominând la capitolul posesie. Maghiarii au turat motoarele, iar câteva minute mai târziu au nimerit transversala la o lovitură liberă. Din minutul 67, Pistolarii au evoluat în superioritate numerică după ce Iob l-a lăsat knockout pe Mihălă Chioaie la mijlocul terenului. Honved Budapesta Sport Club Bacău, scor final 1-0. Zic eu că ne-am descurcat destul de bine, chiar dacă am pierdut, și asta mă nemulțumește, pentru că cer foarte mult eficiență, chiar pe meciurile amicale. Ne-am creat totuși 3-4 situații de a marca clare, dar n-a fost inspirat ori Dumitriu, ori Strugariu, ori Predoiu, sau mai bine zis, poate a fost inspirat portarul advers. După amicalul de lux de la Budapesta, Sport Club Bacău a revenit în cantonamentul de la Băile Felix. Pentru al doilea joc amical, sincer, sunt mulțumit de ritmul de joc, de preocuparea de posesie. Un joc bun de toate punctele de vedere. Vineri, Pistolarii, antrenați de Viorel Tănase, vor juca încă un meci de verificare contra Secund Divizionarei din Seria a doua, Olimpia Satu Mare.